22 de pe Grivița 39. Vom înălța către Domnul o rugăciune și vom citi un text adecvat pentru intrarea în casa nouă de rugăciune. Părinte Ceresc, Dumnezeule viu și adevărat, atotputernic, drept și sfânt, înaintea Ta, în numele Domnului Iisus Hristos, ne închinăm în aceste clipe. Suntem nespus de bucuroși, Doamne, că ne-ai acordat mărețul har ca să putem vedea împlinit, Doamne, visul nostru de atâția ani de zile, realizat această casă de rugăciune, de care ne bucurăm așa de mult și îți mulțumim din toată inima. Cu reverență ne închinăm înaintea Ta, Doamne, Dumnezeul nostru, și Te rugăm frumos ca Tu să-ți faci prezența încă din aceste momente în mijlocul nostru. Doamne, Dumnezeul nostru, îți mulțumim pentru această zi glorioasă, când poporul este gata să intre în noua casă de rugăciune. Te rugăm să binecuvintezi această zi, Doamne, să binecuvintezi-o, Doamne, cu slava Ta, corpul acesta, casa de rugăciune, să binecuvintezi fiecare ființă care va păși, o Doamne, aceste praguri, aceste trepte ale casei de rugăciune, să le binecuvintezi cu mântuirea Ta și să faci-o, Doamne, așa cum casa aceasta este minunată, templul Tău cel viu construit din pietre vii să strălucească tot mai mult și numele Tău să se mărească în mijlocul nostru de fiecare dată. Glorie Ție în veci de veci. Amin. Mă bucur când mi se zice haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile Tale, Ierusalime. Ierusalime, Tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Acolo se suie semințiile, semințiile Domnului. După legea lui Israel ca să laude numele Domnului. Căci acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată, scaunele de domnie ale casei lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă, pacea să fie între zidurile Tale și liniștea în casele Tale domnești. Din pricina fraților și prietenilor mei, doresc pacea în sânul Tău. Din pricina casei Domnului Dumnezeului nostru, fac urări pentru fericirea Ta. Amin. Amin. Aleluia, zis mie, să mergem la casa lui Dumnezeu. Să mergem la casa lui Dumnezeu. Să mergem, să mergem.
Pace, mie, bine, pace, mie, bine, pace, mie, bine, 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 pace, acestor frați, surori și prieteni adunați în jurul altarului tău, în jurul cortului tău. În dimineața aceasta, Doamne, de pe aceste trepte, ridic privirea spre tine, Mântuitorul nostru scump și drag, și doresc în numele tuturor să-ți mulțumim frumos în dimineața aceasta. Ai fost cu noi de la început până în ziua de astăzi, Doamne Dumnezeule. Și în fiecare dimineață, când am ridicat privirea spre tine și când ți-am cerut sprijin și ajutor, ne-ai ajutat, Doamne, și dovadă este faptul că astăzi stăm împreună în jurul casei tale, binecuvântat să fie numele tău. În numele acestui popor, Doamne Dumnezeule, vin să-ți mulțumesc pentru sprijinul acordat cu ocazia construirii localului de rugăciune. Este un har pentru noi, Doamne, și pentru toți cei ce au lucrat în vremea aceasta la acest locaș de închinăciune. Îți mulțumim în dimineața aceasta, Doamne Dumnezeule. Îți mulțumim pentru că ai pus râvnă în frați și în surori și în prieteni să vină, Doamne, să ajute și să construiască cărămidă pe cărămidă până am pus ultima grindă, Doamne Dumnezeule. Și în mod special, în aceste clipe, îți mulțumesc pentru că ne-ai păzit pe toți în mod special de accidente, Doamne Dumnezeule. Prin mâna ta avem biruință, de aceea vrem să te glorificăm în dimineața aceasta. Aici, în lăuntrul și toată viața noastră, rămâi cu noi! Binecuvintează cortul acesta, Doamne, și pe toți acei ce s-au ostenit pentru a-l construi, Doamne. Ne închinăm înaintea ta acum și toată viața noastră îți rămânem recunoscători. Tată din ceruri, prin Domnul Iisus Hristos. Amin. Amin. Iubite pastor, frate Codreanu, în numele acestor sute de oameni, bărbați și femei care mai bine de peste un an de zile au contribuit într-un mod deosebit, am putea să spunem, într-un mod extraordinar la amenajarea acestui nou locaș de cult, am bucuria ca în această zi de 20 noiembrie 1988 în orașul Timișoara, zi care se va scrie în calendarul nostru cu litere de aur, să vă înmânez cheia deschiderii acestui nou locaș de cult. Doresc în aceste momente ca să luați această cheie și să deschideți această ușă și să slujiți așa cum în toate vremurile au fost rânduiți oameni pentru slujbele spirituale. Deschid acest local care să slujească spre slava lui Dumnezeu, spre zidirea bisericii sale și spre mântuirea tuturor sufletelor care le-a rânduit El în cetatea noastră. Amin! Amin! Spune. Thank you.
Thank you.
închinăm în clipele acestea solemne înaintea Ta, în numele Fiului Tău, al Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru scump și drag, prin care ne-ai mântuit și ne-ai împăcat cu Tine. Astăzi, când pentru prima dată, în mod public, proclamăm numele Tău pe Dumnezeu, Te binecuvântăm și Îți mulțumim că Tu ești cu noi și ajutorul Tău, Doamne, ne însoțește în lumea aceasta. Te înălțăm, Doamne, Tatăl nostru care ești în cer, Te binecuvântăm pe Tine și în numele Tău și Te recunoaștem ca singurul Dumnezeu adevărat care ai făcut cerurile, pământul, marea și toate, Doamne, sunt ținute prin puterea înțelepciunii Tale. Tatăl nostru din ceruri, Te rugăm să binecuvintezi serbarea zilei de astăzi. Când dedicăm această casă în numele Tău, Te rugăm să fii prezent cu noi. Te rugăm să-Ți aduci aminte de făgăduințele Tale prin care Tu ne vorbești, ne chem la Tine și ne vorbești, Doamne, despre mântuirea care Tu ai descoperit-o pentru viețile noastre prin Fiul Tău, prin dragostea Lui. În numele Lui Te rugăm să ne binecuvintezi. Binecuvintează întreaga lucrare din ziua de astăzi. Te rugăm să binecuvintezi oaspeții care se găsesc aici. Bă, Doamne, ca toți împreună să putem să recunoaștem că Tu ești un Dumnezeu mântuitor care primești pe cei ce se întorc cu privirea lor spre Tine. Binecuvintează-ne, Te rugăm, și ajută-ne, Doamne, să rămânem în adevărul Tău. Tatăl nostru ceresc, Te glorificăm și Te slăvim în numele Fiului Tău, al Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Frați creștini și stimați oaspeți, ziua de 20 noiembrie 1988 înscrie în istoria Bisericii Pentecostale Comunitatea a doua din Timișoara o nouă firă. Putem spune ca odinioară regele David, aceasta este ziua care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Amen. Motivul bucuriei care l-a avut odinioară regele David când a adus chivotul lui Dumnezeu care fusese purtat într-o parte și într-alta și l-a așezat într-o zi în Ierusalim pe o vapră stabilă, este motivul bucuriei comunității noastre care a purtat chivotul lui Dumnezeu dintr-un cartier într-altul în cetatea noastră până în ziua de astăzi. Ca să fiu mai bine înțeles, permiteți-mi, vă rog, să prezint un scurt istoric a comunității noastre de la înființarea ei până azi. În anul 1940, o parte din credincioșii care începând de prin anii 1927 se adunau într-o căsuță de pe strada Telegrafului, cartierul Fabric, iar mai târziu, apoi, în 1934, pe strada Albiniștilor, numărul 4, cartierul Ghirola Nord, au convenit, datorită faptului că numărul credincioșilor creștea pe zi ce trece, iar spațiul era același. Pe de altă parte, mijloacele de transport care legau cartierele marginașii de centru nu erau cele de astăzi. Comunitatea a găsit cu cale ca pentru credincioșii care locuiesc în cartierele marginașii ca Ronas, Mehala,
Blașovici să deschidă o nouă comunitate în zona lor, la îndemâna lor, rămânând în prima comunitate membrii care locuiau în cartiere, Fabri, Cloc, Vii, Girolamo și alții. Asta, în anul respectiv, 1940, se deschide a doua comunitate penticostală în cartierul Romas, pe strada Șicher, numărul 35. Aici a luat ființă comunitatea a doua. La această adresă, comunitatea noastră a staționat aproape 6 ani, până la 3 noiembrie 1946, când au închiriat un local pe strada Oitus, numărul 5, cartierul Cetate. Sediul comunității noastre la noua adresă de pe Oitus a staționat aproape 14 ani, până la 31 decembrie 1960, când prin legea arondărilor, comunitatea noastră s-a transferat în cartierul Iosefin, strada Mangalia, numărul 18, funcționând împreună cu comunitatea a treia penticostală de limbă maghiară germană. Împreună cu comunitatea a treia, comunitatea noastră a funcționat aproape 12 ani. Până la 11 martie 1973, când s-a achiziționat un imobil de pe strada Romulus, numărul 54. Ajunși la strada Romulus, comunitatea noastră și-a desfășurat activitățile aproape 15 ani. Din ziua amintită, de 11 martie 73 până în ziua de astăzi, 20 noiembrie 1988. În anul trecut, 1987, ajunsii după obținerea autorizației de amenajare, s-au început lucrările, adică la 26 iulie 1987. În mai puțin de un an și 5 luni, datorită ajutorului acordat de Dumnezeu și a harnicilor brațe de muncă a membrilor comunității noastre, s-a realizat ceea ce putem vedea astăzi. Nu pot în aceste clipe trece cu vederea să nu fiu recunoscător în numele Comitetului Bisericii tuturor membrilor acestei comunități, că pentru această realizare în timp record s-au sacrificat timpul lor liber, energia lor și capacitățile lor, fiecare în branșa și în specialitatea lor de muncă. De aceea mulțumesc tuturor meseriașilor, tuturor celor care au contribuit aici, dulgherilor, templarilor, țăranilor betoniști, zidarilor, electroniștilor, electricienilor, instalatorilor de apă, sanitar. Mulțumesc de asemenea tuturor celorlalte specialități. Mulțumesc zugravilor, vopsitorilor, mozaicarilor, tapițerilor și tuturor ajutoarelor care au fost acordate, tuturor intelectualilor, tuturor elevilor, tuturor casnicilor care au fost sprijin brațelor de muncă și celor care au condus lucrările. Mulțumesc personalului de la cantină, care timp de un an și câteva luni consecutiv au pus la îndemâna celor ce au muncit, celor care erau în câmpul muncii, în schimbul de după masă sau de noapte, le-a pregătit o masă de prânz, înainte de a pleca la serviciu, în urma unei mese s-au îndreptat
spre locurile de muncă. Celor care erau în schimbul de dimineață, i-au așteptat o masă consistentă la întoarcerea din serviciu când au îmbrăcat saloteta de lucru. Mulțumesc de asemenea grupului de specialiști la care au condus asistența tehnică și au coordonat lucrările de amenajare. Nu pot în aceste clipe să nu ne îndrept recunoștința și mulțumirea în numele conducerii comunității și a membrilor ei adresată organelor locale și de stat care au găsit cu cale să ne acorde posibilitatea să amenajăm așa un frumos local. Ne-au dat tot concursul care l-am cerut. Acest motiv nu e numai pentru noi un motiv de bucurie a membrilor aparținători comunității noastre, ci în același timp e și o expresie vădită în ochii tuturor vizitatorilor din țara noastră, ori de peste hotare, privind libertatea religioasă din țara noastră. De aceea doresc ca Domnul să-i binecuvinteze și ne angajăm că ne vom ruga pentru țara noastră, pentru organele ei, ca Domnul sub pomânuirea lor să binecuvinteze țara noastră cu pace, cu prosperitate, cu fericire și poporul nostru să fie un popor binecuvântat de Domnul. Iar acum, mai presus ca toate, stimați creștini, frați și surori de toate nuanțele, indiferent la ce altare vă închinați, cred că veți fi la asentimentul comunității noastre. Să îndreptăm o recunoștință și o rugă de mulțumire către Tatăl Ceresc, către Domnul Iisus, către Duhul Sfânt, pentru sprijinul care ne l-a acordat până aici. Nu voi face decât o singură remarcă să vă dați seama la munca aceasta, motivul pentru care cred că toți îl consimțiți. S-a muncit aici cu sute de oameni, 200-300 și mai mulți altă dată și n-au fost toți calificați în meserii. Au fost pe lângă cei din câmpul muncii bărbați calificați, au fost nevestele, surorile lor și au fost casnici, au fost elevi, au fost copiii chiar. Și atunci când s-au turnat betoane, pe două rânduri indiane, pe unul mergeau gălețile pline, la care partea bărbătească erau pe rând, iar la retur la gălețile goale erau copiii, erau cei casnici, partea femenină. Lucrările care s-au executat până la 17 metri înălțime, după cum vedeți, au trebuit ajutoare și sprijin și au stat pe vârful grinzilor la 14 metri ca niște pisici. Nu s-a întâmplat nici măcar un accident. În toată perioada aceasta de construcție nu s-a întâmplat nici măcar o zgârietură, nici la un copil, nici la o femeie, la nimeni, absolut. Se vede că a fost o mână vrăjitoare deasupra acestei lucrări. De aceea, permiteți-mi în aceste clipe, ca în numele comunității să vă rog să ne ridicăm în picioare, ca să înălțăm o rugăciune prin fratele Căcelarului. Doamne Dumnezeul nostru, cu inimile pline de recunoștință și mulțumire ne întoarcem spre Tine în clipele acestea. Am văzut mâna Ta călăuzind chivotul casei Tale prin toate locurile, Doamne, pe unde a parcurs drumul. Și am văzut călăuzirea Ta de fiecare pasă, Doamne. Iată în ziua de astăzi suntem în locul acesta, ceea ce vrem să punem o piatră de hotar, Doamne, și să spunem și noi împreună cu omul Tău care a spus odată că până aici Domnul ne-a ajutat. Și noi vrem să spunem lucrul acesta și să-ți mulțumim căci până aici ne-ai ajutat. Am văzut mâna Ta întinsă peste noi, Doamne, în tot timpul desfășurării lucrărilor. Am văzut că ne-ai ocrotit, Doamne, și îți mulțumim pentru aceasta.
Am văzut că ne-ai dat îndemânare deosebită. Așa cum odinioară meșterilor care au lucrat la templul lui Solomon, Doamne, ne-ai dat îndemânare și înțelepciune deosebită și nouă ne-ai dat această îndemânare. Doamne, de multe ori ne întrebam cum să facem un lucru sau altul și atunci lumina Ta venea peste noi și îndemânarea o primeam, o, Doamne Dumnezeule, ca să putem executa orice fază. Îți mulțumim pentru dăruirea fraților, îți mulțumim pentru dăruirea prietenilor care au venit și s-au dăruit în această lucrare și au pus tot ce au avut ei, Doamne. Fiecare a participat, îți mulțumim pentru aceasta. Îți mulțumim că ne-ai păzit de evenimente neprevăzute, de accidente sau de alte întâmplări nefericite, Doamne. O, suntem recunoscători. Doamne, acum stăm înaintea Ta și vrem să-Ți spunem un cuvânt. Știm, Doamne, că odinioară la cortul Întâlnirii și apoi la templul lui Solomon Te-ai lăsat slava Ta peste aceste case, Doamne, și slava Ta a umplut întreaga casă. De nu s-au mai văzut oamenii, Doamne, au trebuit să stă la o parte și Tu să faci lucrarea. Același lucru Te rugăm în dimineața aceasta. Acum când stăm ridicați pe picioarele noastre, acum când implorăm numele Tău, Doamne, Te rugăm la acest prim serviciu divin în casa Ta, din locul acesta, să lași slava Ta să umple cortul acesta. Slava Ta să umple inimile tuturor celor ce sunt aici, Doamne. Să binecuvintezi Tu pe toți care vor asculta cuvântul Tău în dimineața aceasta, Doamne. O, Te rog să umpli cu slava Ta gurile celor ce vor lucra în dimineața aceasta, sămânța care se va răspândi în acest ogor, Doamne. Fă să fie o sămânță de cea mai bună calitate, Doamne. Vrem să-Ți spunem, Doamne, că Noi am făcut tot ce am putut, tot ce am știut. De acum rămâne să lucrezi Tu în continuare. Și numele Tău să fie glorificat de întreg poporul acesta și astăzi, și în veci de veci. Amin. Cel ce aveți la îndemână Sfintele Scripturi, vă rog să deschideți la pagina 454, unde vom întâlni cartea a doua a cronicilor. Din respectiva carte, din capitolul 6, vor fi citite primele 6 versete și apoi de la 19 la 21, iar din capitolul 7 de la 12 la 16. Repet. 2 Cronici, capitolul 6, de la versetul 1 la 6, de la versetul 19 la 21, din capitolul 7, de la versetul 12 la 16. Pagina cânta toată adunarea lui Israel. Și toată adunarea lui Israel stătea în picioare. Și el a zis: Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care a vorbit cu gura sa tatălui meu David și a împlinit prin puterea sa ce spusese, când a zis: Din ziua când am scos pe poporul meu din țara Egiptului, n-am ales nicio cetate dintre toate semințiile lui Israel ca să se zidească acolo o casă în care să locuiască numele meu. Și n-am ales pe niciun om care să fie căpetenia poporului meu, Israel. Ci eu, Salimul, l-am ales pentru ca în el să locuiască numele meu și pe David l-am ales ca să domnească peste poporul meu, Israel. Totuși, Doamne Dumnezeul meu, ia aminte la rugăciunea robului Tău și la cererea lui. Ascultă strigătul și rugăciunea pe care ți-o face robul Tău. Ochii Tăi să fie zi și noapte deschiși peste casa aceasta, peste locul despre care ai zis că acolo va fi numele meu. Ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul Tău în locul acesta. Ascultă cererile robului Tău și ale poporului Tău, Israel, când se vor ruga în locul acesta. Ascultă din locul locuinței Tale din cer. Ascultă și iartă. Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea și i-a zis: Îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casa unde va trebui să mi se aducă jertfe. Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăgustelor să mănânce țara, când voi trimite ciumă în poporul meu, dacă
smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la treile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Ochii mei vor fi deschiși de acum și urechile mele vor fi cu luarea minte la rugăciunea făcută în locul acesta. Acum aleg și sfințesc casa aceasta pentru ca numele meu să locuiască în ea pe vecie și vor avea totdeauna ochii și inima mea acolo. Candafir Șandru, secretarul general al cultului nostru, ca să prezinte onorații oaspeți care se găsesc astăzi aici în fața noastră, în stânga și în dreapta mea, atât aparatul de conducere a cultului, cât și frații noștri de peste potare. Iubiți frați și surori, înainte de a prezenta personalitățile care astăzi asistă la această sărbătoare a Bisericii de Loc, permiteți-mi să vă citesc un verset de la Matei, capitolul 12 și versetul 6. Și Domnul Iisus a spus: eu vă spun că aici este unul mai mare decât templu. Dumnezeu a ales locul de închinăciune, mai întâi cortul întâlnirii, apoi templul Solomon, în al treilea rând templul Ezra și Nemia, a urmat apoi în al patrulea rând templul zidit de Ierusalim cel mare,
prezbitentru însă ca loc de prezență lui Dumnezeu a fost schimbat odată cu jertfa Domnului Iisus Hristos când s-a rupt perdeaua care despărța locul sfânt de locul preasfânt. Dar să nu se nează că locașul a pierdut orice rost. Din contră, ceea ce a spus Iisus a rămas. Și casa Tatălui meu se va fi o casă de rugăciune. Iar textul care l-am citit are un rost deosebit. Pentru noi astăzi și pentru biserica de loc de aici încolo. Eu vă spun că aici este unul mai mare decât templul. Și acest unul este Domnul Iisus Hristos. Gloria și merită Lui. Din cauza acestei prezente sfinte, noi trebuie să acordăm respect și cinstirea cuvenită locașului Crăciune. În primul rând să ne păzăm piciorul când pășim în casa Domnului. Cum spune la Efesias, capitolul 5, versetul 1. În al doilea rând, să ne aducem șerpa nebunilor. Cum zice și la Efesias, capitolul 5, versetul 1. În al treilea rând, să nu facem. Vă rog să mă iertați, nu peste tare, din casa Domnului, o pește de tâhar, cum zice la Luca, capitolul 9, versetul 16. Și la patrulea rând, să nu cumva să trăim fără grijă Sion, cum zice la Amos, capitolul 6 și versetul 1. Și acum zice Tatăl la Evrei, capitolul 10 și versetul 15, Domnul ne fac răspunzător de petrecerea noastră în casa de rugăciune. Noi mulțumim Domnului că în această zi de inaugurare, o zi istorică pentru biserica de loc, dar o zi istorică și pentru cultul nostru general, aici Domnul a îngăduit să fie prezent frați de peste rotare și noi venim de la București. În primul rând, fratele Dr. Ray Hughes, care este o personalitate marcantă, nu numai în rândul bisericii pentecostale din America, ci este bine cunoscut și apreciat pe plan mondial. În al doilea rând, fratele superintendent Lambert Delon, care s-a reședința în Republica Federală a Germaniei. Dânsul este însoțit de sora Mary, care este propriu-zis secretarea dânsului. Dar între noi mai avem și o soră deosebit de scumpă, sora Lauster, vădova fratelui Lauster, o lucrătoră a lui Dumnezeu din Germania, care în timpul regimului Hitleris a ținut sus Evanghelia și a avut pentru aceasta desuferit. Fratele a plecat la Domnul, dar Domnul a rânduit ca și-o Lauster în această dimineață să fie între noi. Domnul să fie lăudat și mărit. Amin. Și apoi noi suntem de la București, fratele Pavel Bogdan, președintele Crucii nostru, fratele Cristian Roste, redactor șef al publicației noastre, noi toți trei membri ai comitetului executiv. Și rog ca Domnul să binecuvinteze acest local de Crăciune, Domnul să binecuvinteze pe cei ce se vor închina aici, Domnul să binecuvinteze întreaga zi de astăzi. Amin! Amin. Thank you.
Pavel Goceanu. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni și iubiți ascultători, în primul rând doresc din toată inima Domnul să vă binecuvânteze. Mă bucur foarte mult să pot saluta astăzi în această biserică frații oaspeți căriți de la depărtări mari cu străinătate, ca să treacă împreună cu noi și să glorificăm împreună numele Domnului pentru faptul că până aici Domnul ne-a ajutat. De asemenea, mă bucur foarte mult să salut aici frați de la celelalte culte frățești pe care am cunoscut de mai mulți ani și cu care am avut o bună colaborare când slujam Domnului la Arad și în părțile Banatului. De asemenea, doresc din toată inima Dumnezeu să binecuvinteze pe toți prietenii și pe toți ascultătorii și pe toți cei ce participă la acest serviciu divin. Aș dori ca în primul rând să amintesc ce a zis psalmistul David în psalmul 115, versetul 1. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numele Tău de slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta. Iubiți frați și surori, ne aflăm în anul 1988. Mi-aduc aminte că în anul 1938 eu eram deținut la Tribunalul Militar din Timișoara pentru că am predicat Evanghelia la un mormântar. Eram atunci un număr mic de credincioși penticostali în țară și la Timișoara. Dacă mi-ar fi spus cineva atunci că peste 50 de ani în România și la Timișoara se va construi un astfel de local, cred că m-aș fi îndoit. Dar zic ce este scris în Biblie. Până aici Domnul mi-a ajutat. Măriți să fie numele Domnului. Măriți să fie numele Domnului. La istoricul pe care l-a prezentat fratele Codeanu, la multe părți din acest istoric am fost martor și participant datorită faptului că am fost un slujitor al Domnului de aceste miliarde. E adevărat că această ștafetă a luat-o în primire fratele Leontiu Constantin și doresc din inimă Domnul să-l binecuvânteze, să-l întărească Domnul cu puterea Duhului Sfânt și să lucreze mai departe cu râvnă și zel în lucrarea Domnului. Dragii mei, la intrarea în această casă s-a citit psalmul 122. Și din acest psalm aș vrea să reamintesc în primul rând ce a spus psalmistul când a zis: mă bucur când mi se zice haide la casa Domnului. Noi toți ne bucurăm când mi se zice haide la casa Domnului. Și de ce ne bucurăm? Pentru că a spus Domnul Hristos și aceasta e valabil pentru toți cei prezenți aici, era valabil pentru toate sufletele câte trăiesc în România, în Europa și în toată lumea. Nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu cuvântul lui Dumnezeu. Pentru trupul nostru avem nevoie de pâine, avem nevoie de hrană, iar pentru sufletul nostru, pâinea vieții este cuvântul lui Dumnezeu. După cum avem nevoie de pâine și de apă, așa avem trebuință în sufletul nostru și simțim această sete și această foame. Avem trebuință de cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea ne bucurăm când ne se zice, haide la casa Domnului. Mă bucur foarte mult că această casă are multe scaune și multe locuri și am dorit de câte ori să oficiază aici servicii divine să fie ocupate toate locurile. Vizitând temple și monumente istorice din anumite țări, am văzut podoabe frumoase, tablouri împodobite, poluate cu aur. Și am amintit acolo. Noi nu avem astfel de tablouri în casele noastre de rugăciune. Avem podoabe mai frumoase. Și mulți mă întrebau ce-ar putea să aveți mai frumos decât aceste picturi. Și am spus, cele mai frumoase podoabe în casa noastră de rugăciune sunt frații și surorile.
sunt sufletele care ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Și aș dori ca apostolul Codan să plinicească niciodată din această adunare. Un alt lucru care vreau să-l amintesc tot din salmul care s-a citit, salmistul David a spus, patria să domnească în căzuturile tale. Ar dori foarte mult ca în sufletele noastre, în primul rând, să domnească pacea lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu va fi în inima noastră atunci când nu ne va condamna propria noastră conștiință, cugetul nostru curat, pentru faptele pe care le facem și pentru cuvintele pe care le rostim. Să nu uităm că Apostolul Ioan a spus, dacă nu ne condamnă inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Dacă inima ta te condamnă și ești tulburat, nu ai îndrăzneală la Dumnezeu. Doresc din toată inima ca astăzi inimile noastre să se umple de pacea Domnului. Și apoi a noastră pacea să se transfere în familiile noastre. În pacea Domnului să crească copiii noștri. În pacea Domnului să se desfășoare activitatea în viața noastră de familie. Și apoi pacea Domnului să rămână între zidurile bisericii. Vedeți dumneavoastră, de multe ori viața este zbuciumată. Nu toate lucrurile găsim liniștea și pacea sufletească pe care o dorim. Și atunci zicem cum a zis psalmistul, mă bucur când mi se zice, haide la casa Domnului. Sunt oameni care n-au pace cu vecinii. Sunt oameni care n-au pace în familie. Și caută pacea în casa rugăciunii. Dar vai ce dureros când nu găsesc nici aici. Și de aceea aș dori să amintesc ce-a zis psalmistul David. Frumos și dulce este ca frații să locuiască împreună. Și doresc din toată inima biserica aceasta să fie binecuvântată cu pacea Domnului Hristos. Aleluia! Și apoi, mergând mai departe, dacă avem trebuință de pace în inimi, dacă avem trebuință de pace în familie, dacă avem trebuință de pace în biserică, la fel avem trebuință de pace în toată țara, în toată Europa și în toată lumea. Dumnezeul căruia noi ne închinăm în acest templu este dragoste. Dumnezeul căruia noi ne închinăm în acest templu este pace. Și ar dori ca pacea lui Dumnezeu să se regăsească din belșug peste țara noastră, peste toată Europa și peste toată lumea. Și atunci, când această pace va domni, se va petrece cu noi ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Vom locui liniștiți în porturile noastre și vom glorifica numele Domnului. Doresc din toată inima, cum zice cuvântul Domnului, de la răsăritul soarelui și până la apusul lui, să fie binecuvântat numele Domnului. Amin. Amin.
Și vă salut în numele minunat al Domnului nostru Iisus Hristos. I would like to commend all of those that were involved in a job well done. Vreau să felicit și pe toți cei ce au fost oarecum preocupați și angajați în această gigantică lucrare. Brother Cadreanu and all of those that worked with him. Vreau să felicit pe Fabio Cadreanu și pe toți cei ce au fost în jurul lui. From the authorities, from the officials, all the way down to the one that swept the floor last night. Vreau să felicit și autoritățile care, din acolo bunăvoință, s-a ajuns să se construiască acest local. You've done a wonderful job and we'd like to commend you for it. Nevastă toți aici ați făcut o frumoasă și minunată lucrare. It's a special honor to be here on this special day. Pentru mine este o adevărată onoare să mă găsesc dimineața asta în mijlocul dumneavoastră. And to greet all of our friends and brothers and sisters in the Lord. Și să salut pe toți prietenii și frații în Domnul nostru Iisus Hristos. Many of you we have met other occasions. Pe mulți dintre dumneavoastră am întâlnit cu alte ocazii. And it's so good to have fellowship in the house of the Lord. Și este așa de minunat să avem frăție împreună în casa lui Dumnezeu. God is working in the lives of many people today. Dumnezeu este cel ce lucrează în viața multor oameni în vremea noastră. And I know that He is doing a great work here in Timișoara. Sunt sigur că este același care lucrează și aici la dumneavoastră Timișoara. And this building is a testimony to that fact. Și această construcție este o mărturie acestei lucrări. That God is alive. Că Dumnezeu este viu. And that He dwells among His people. Și că lucrează între credincioșii Lui. God is pouring out His Spirit around the world. Dumnezeu își vărsă Duhul Său cel Sfânt în întreaga lume. He's pouring out His Spirit here. El își vărsă Duhul Sfânt aici. And He's preparing His bride for His soon coming. Și își pregătește mireasa pentru venirea Lui. And I thank God that we have Christians that have a vision for the work of God. Și noi mulțumim Domnului că avem frați și surori care au o viziune în ceea ce privește venirea Domnului. And we want to congratulate Brother Cadreanu, Brother Leontuk, and for all of those that are involved here in this city. Pe vreau să vreau să felicit pe fratele Cadreanu, pe fratele Leontuk și pe toți acei de aici în oraș acesta care și-au adus aportul la această lucrare. Because God is doing a wonderful thing in your midst. Pentru că Dumnezeu a făcut minunate lucruri în mijlocul dumneavoastră.
It's so good also to have Brother Hughes with us from the United States. Minunat să avem între noi pe frate Dr. Hughes din Statele Unite ale Americii. He is a part of our executive committee in our church. El este unul din membrii comitetului executiv al bisericii noastre. And he's known around the world for his preaching of the gospel. Și este cunoscut în toată lumea pentru predicarea Evangheliei. And it was not only his desire, but our desire also to be with you on this special occasion. A fost nu numai dorința mea, ci și dorința dânsului de a fi astăzi cu noi aici împreună. And it's a beautiful sight from this area right here. Și este o minunată privire care avem în fața ochilor noștri. And we know that what is written here above us on this wall. Și noi știm și ne dăm seama de importanța inscripției de sus. That Jesus is the light of the world. Jesus este lumina lumii. Hallelujah. Hallelujah. And make this light to shine from this pulpit. Să fie ca această lumină să strălucească la acest zvon. May it shine into the hearts of those that attend these services. Și lumina aceasta să atingă toate inimile ascultătorilor. May this light be taken out into the streets of this city. Această lumină să strălucească pe străzile acestui oraș. And into the homes of those that live in this area. Această lumină să strălucească toate căminile. Jesus is the light of the world. Iisus este lumina lumii. Praise God. Slăvit să fie Domnul. I would like to greet you this morning. Aș vrea să vă salut în această dimineață. With a scripture found in Psalms 84. În Psalmul 38. 88. Psalms 84. 84. There's two or three verses here. Here the psalmist is saying how amiable are the tabernacles of the Lord of hosts. Psalmul acesta este închinat cortului întâlnirii. The house of the Lord is a beautiful place. It's a pleasant place to be. Casa lui Dumnezeu este un loc plăcut. And in verse 2 he says that my soul longeth, yea even fainteth, for the courts of the Lord. Și versetul 2 spune așa de frumos. Sufletul meu suspină și se înșește de portul păcuțele Domnului. My flesh, my heart crieth out for the living God. Inima și carne mea strigă către Dumnezeu cel viu. We have a desire to be in the house of the Lord. Avem o dorință vie ca să fim în casa lui Dumnezeu. We want to be in His presence. Noi dorim să fim în prezența Domnului. We want to find our dwelling place where the Lord dwells. Noi găsim un loc minunat, locul unde Dumnezeu locuiește. In verse 4 it says, yea, the sparrow hath found a house, the swallow a nest where she may lay her young, even thine altars. Până și pasăre găsește o casă de acolo și întâlnit ca un cuib unde își pune puii. Ah, altarele tale, Doamne, al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeu meu, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că cei tot mai pot să se laude. And then it says in verse 4, blessed are they that dwell in the house, for they shall be praising thee. Subliniem versetul 4 care spune, ferice, iar în termenul englez spune, binecuvântat să fie cei ce locuiesc în casa ta. If we live in the house of the Lord, we can praise Him. Dacă noi locuim în casa Domnului, noi slăvim pe Domnul. Because even the psalmist here observed that the swallow and the sparrow love to be in the house of the Lord. Pentru că psalmistul observă că până și păsările cerului le plac să locuiască în casa Domnului. And we want to dwell where God dwells. Noi dorim să locuim acolo unde locuiește Dumnezeu. We want to find a place where we can worship Him. Noi dorim să fim acolo unde ne putem închina Domnului. God is the God of the universe. Dumnezeu nostru este Dumnezeul universului. God created all things. Dumnezeu a creat toate lucrurile. And He is worthy of all of our praise. Și El merită toată gloria. And this should be a house of prayer, a house of praise. Aceasta trebuie să fie strămână o casă de rugăciune. For we can come and meet
with the Lord our Savior. Și să simțim acest lucru ori când venim să ne închinăm Domnului. Well, we can bring worship and praise and adoration unto Him. Noi trebuie să venim aici să aducem închinăciune și laudă Domnului. And it should be our desire, there should be a longing in our heart to be in the house of the Lord. Și trebuie să fie pentru o dorință ardătoare să fim în prezența și în casa Domnului. And in this song, the psalmist says in verse 10, for a day in the courts are better than a thousand. Și versetul 10 spune așa, că mai mult faci o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. I had rather be a doorkeeper in the house of the Lord than to dwell in the tents of wickedness. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. One day was better than a thousand. O zi mai minunată decât o mie. Just to be in the house of the Lord one day. Chiar ziua aceasta care noi o petrecem în casa Domnului. It's better than to dwell in the tents of the wicked a thousand. E mai scumpă decât o mie de alte zile petrecute la alte părți. May God help us to receive such a yearning and a desire to be in the presence. O, să facă Dumnezeu ca sufletul nostru să se nască, să crească această dragoste pentru casa Domnului. Where we can commune with the God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Să simțim dorința de comuniune, de părtășie cu Tatăl, cu Fiul și Duhul Sfânt. Where we can receive from Him those things that we need. Și noi aici să putem primi tot ceea ce sufletul nostru are nevoie. If we will spend the time in God's house. Că dacă noi petrecem un timp în casa lui Dumnezeu. Listening to the words of the Lord. Ascultând cuvântul lui Dumnezeu. Speaking to our Heavenly Father. Vorbind cu Tatăl nostru Ceresc. Let our hearts communicate with Him. Inima noastră comunică cu Dumnezeu. Let Him reveal His will, His perfect will for us. Și El astfel dezvăluie voia sa sfântă. Then we will be a blessed man. Pentru ca noi să devenim niște oameni binecuvântați. My desire is that the glory of God would be revealed. Dorința mea este ca gloria și slava lui Dumnezeu să se desfărâie și mai mult la acest loc. That God will say His amen to the work that we have done. Pentru ca Domnul să poată spune amin la tot ce s-a făcut aici. That He will put His seal upon the work that is going to come. Facă Dumnezeu ca sigiliul Său sfânt să fie așezat peste tot ce aici s-a lucrat. That He will send well done to all of those that have labored and done such a wonderful job. Domnul să binecuvânteze pe tot ce a făcut această lucrare frumoasă. Because if God does